Clubul Rapid București a intrat în faliment. Decizia luată în instanță nu este definitivă. Managerii clubului au 10 zile la dispoziție să remedieze situația. Rapid București a intrat în faliment după 4 ani de insolvență. Echipa de fotbal poate intra în Liga a 4-a, scrie presa sportivă. Tribunalul București a decis intrarea în faliment a clubului fostului patron George Copos. Cei de la Rapid au datorii uriașe de până la 18 milioane de lei, adică 4 milioane de euro. Se poate depune recurs în termen de 7 zile de la comunicarea sentinței. Toate bunurile clubului vor fi puse sub sigiliu, indiferent că este vorba de bunuri aflate în capitală sau în alte județe ale debitoarei. Clubul a fost înființat în 1923 și are în palmares 3 titluri de campioană, dintre care ultimul în 2007, 13 cupe ale României și 4 supercupe.